12 sesizări privind diverse incidențe electorale au fost înregistrate astăzi în județul Giurgiu, dintre acestea 9 fiind în mediul rural și 3 în mediul urban. Toate sesizările înregistrate se află în curs de verificare. După soluționare, urmă să se stabilească dacă sunt întrunite elementele constitutive ale unor fapte de natură penală sau contravențională. Niciunul dintre evenimentele sesizate nu a condus la tulburarea procesului de vot. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu asigură cetățenii că polițiștii vor acționa ferm față de orice încălcare a legii și vor manifesta echidistanță indiferent de calitatea celor care încarcă normele legale în vigoare. Recomandăm în continuare cetățenilor să respecte legea și să anunțe la 112 sau la unitățile de poliție orice faptă prin care se încalcă reglementările electorale în vigoare. Potrivit reprezentanților Poliției Giurgiu, unele dintre sesizări au vizat oferirea unor sume de bani în scopul de a determina alegătorii să voteze sau nu, dar până acum nu s-a confirmat niciunul dintre cazuri, iar poliția continuă cercetările. Pentru asigurarea pazei secțiilor de votare, dar și pentru a preveni eventuale incidente, sunt la datorie peste 700 de polițiști și jandarmi, 170 de polițiști de frontieră, dar și 400 de pompieri giurgiuveni, 60 dintre aceștia detașați la secții. Sunt de asemenea organizate și mai multe filtre rutiere în zone precum Adunații Copăceni, Vărăști, Roata de Jos, Vânătorii Mici, Valea Bujorului pentru prevenirea turismului electoral.